Și am trezit, a venit cu nevăstuica, ea dă de joacă de la prima oră. Bă, sufletelul tău. Așa vine el. Asta e ritualul lui, să mi se pună în brațe așa. Și să-l mângâi. Cea mai mică greutate de până acum dimineața. 78. Tocmai venit de la cumpărături din Lidl. Haideți să vă arăt ce am cumpărat. Pâine de secară. N-am mai mâncat de mult. Are în felul următor. Să vedem pe unde suntem. Proteină 10, fibre 16. Doar asta mă interesează. Grăsimile jos. Carbo ca orice altă sursă de carbo. Avem rucola, roșii. Roșii cum se găsesc în sezonul ăsta. Nu cele mai interesante, dar aia e. Era un preț bun. Kiwi. Mănânc foarte mult kiwi în ultimul timp. Ciuperci pentru orez, cafea de ecofinizată, nu prea beau cafea, nu obișnuiesc, și îndulcită cu stevia, eventual ceva de genul, nu vreau cafeină, ca să rămân eficient pentru tor, pentru pre-workout, ovăz de toate zilele, țelina apio, morcov, cartof dulce, ardei gras, ciuperci pleurotus, dovlecel, dovlecel țiplă, dovlecel normal, ăștia s-ar putea să-i știți sub numele de castraveți, depinde de la zona la zona, aici pentru încărcare. Astăzi am una dintre cele mai mici greutăți. Luni am de filmat ceva foarte important și aș vrea să fiu într-o formă... N-aș vrea să fiu descărcat, n-aș vrea să fiu mort, să nu pot să mă pompez. Așa că mi-am luat să-mi pun în ovăz vișine, slăbiciunea mea, fructele mele preferate, vișinele. Gem pentru rețeta de la Andy cu pâine prăjită, cu banană coaptă întinsă în loc de unt și cu gem peste. Și am încercat și a fost bombă. Și aici avem sfeclă. Asta e tot, asta e un mic update cu cumpărături. Este 12 fără 5 la 4 plus spre Fitness Evolution să mă întâlnesc cu băieții, să filmăm pentru drumul. Și așa arată salata când e gata. Roșii, rucola, castravete, bețe de tobă. Aici avem mazăre cu 20% proteină, 150 de grame de orez fiert, adică îl calculez la 50 nefiert. Un sos de la Mega Image cu foarte puțin carbo, gen 1,2, foarte iute. Și în timp ce mă uit la cifrele de la YouTube, totul e foarte mult în creștere. Cel mai vizionat se pare că este episodul 3, partea a doua. Stai că facem... Cheers! Ce vrea acolo? Hulk? Shrek? Hulk, Zeamă de Kermit. Urmează stația Ștefan cel Mare, cu peronul pe partea stângă. Ne-a pescuit Adi de pe drum, noi suntem, se pare, relativ incapabili să ne descurcăm prin București, cel puțin eu, care sunt născut aici, habar n-am, zona asta. Am coborât cu o stație înainte. După care ne-am urcat în metrou să ajungem la următoarea stație și am aflat că dacă stăteam acolo venea să ne ia cineva. Este total în capătul celălalt al Bucureștiului, n-am fost aici de 3 ori toată viața. Ia pe jos cel puțin, da. E coasta de vest. Sau... Coasta de est. Da. În ce zonă o fi, că dacă nu știu unde sunt. Nu știu nici dacă stăm în est sau în vest sau pe unde sunt. Barna. O zi frumoasă de... Da, de astea iulie. Sunt de blocurile care sunt în jur, deși nu văd de ce. Mi se pare normal. Dar... A, ăștia, în loc să lase parcarea complexului? Nu era normal. Vin aici 20.000 de părinți și nu au unde să-și parcheze mașinile. Deci lucrai 8 ore la 43 de grade Celsius și beam zilnic între 4 și 6 litri de sifon. Sifon. Deci a fost ceva oribil, da. Mi-am distrus și stomacul. Să trăiți! Cum mi-a zis cineva că vreți de tine? Salut! Salut! Salut, Marius, îmi pare bine! Ce face băieții? Voi scuze de întârziere? Nu sunteți punctuali, nu-mi place. Trebuie să fim punctuali, să fim un exemplu pentru cei care ne urmăresc. Suntem, dar eu editez acum și nu o să ajung în întârziere. Mașină, dai acolo și venim și te luăm cu mașina, de unde o orice gură de metrou.
De acum așa facem. Așa facem, uite, la un venit băiatul ăsta, îți vezi ce poveștea de rămâșucat. Da? Dă mâncare! Preparăm pre-workout-ul, avem aici, o să luăm o cupă de tort, o să luăm 3 tribulus, 4-5 arginine, citrulină. E un antrenament mai special, veți și vedea de ce. Deci, pentru ediție specială am nevoie de pompare monumentală. Nu uitați de cupon de reducere Marius 5. Andy pune rufele la uscat. Merge. Deci, atât. Asta o editez, nu o se vadă. Deci puteți să spuneți ce prostii vreți acum? Brrrr, hai. Aia, asta o pun la trailer, să știi, așa începe. Așa o să înceapă episodul. Thumbnails, direct. Thumbnails. Pre-workout măr golder. Așa, deci astăzi băgăm într-o formulă extinsă umeri-brațe. Începem cu exerciții de umeri și continuăm cu brațe. Mergem afară, facem niște poze. Deci îl avem pe Alex să facem pins, îl avem pe Cosmin, căruia o să iau tot în pins, facem el după el. O să iau un interviu mai târziu, o să vedeți cine și ce performanță are și vă garantez că o să vă placă. Îl avem pe Emil, care a venit înaintea noastră cu jumătate de oră sau cu jumătate de oră după. Trageți voi concluziile. Plus minus. Eu? Savin? V-ași cu noi, umeri brațe? Da. Bun. Deci ăștia suntem. Avem aici un piept și niște umeri foarte striați și restul... Cosmin, care e cu noi? Am zis de Cosmin. Hai, la... Cosmin, ești cu noi la Faru? Da. De mult? De când m-am apucat, că cât m-am apucat? De 2 ani. De 2 ani, da. Da. Toți campioni la Faru să vină. Țineți minte, de 2 ani te-ai apucat de fiare? Da, de să concurezi. Bun. Vreau... Asta mai lipsa. Nu vreau să... Asta mai lipsa, exact. Da. Dacă și de 2 ani are nu, ce nu, nu ne-ai făcut destule, mai lipsa și asta, dacă nu-ți făcea și pe asta. Da. Da. Când auziți cuvântul uscat ață, la forma asta ne referim. Hai de cap. Hai. Cu tine. Hai. Sus, sus, sus. Una. Hai, una, două. Două, tine. Sos, sos, sos. Singur. Uf. Trasul e negativ. Pum. Singur. Uf. Hai, da. Bestial. Salut. Împins cu aplauze. Merge, merge, merge. Bine. Bun. Două. Merge. Singur. Hai. Hai, dă. Lucrăm la două bănci, că suntem mulți. Ușor. Ajutați și pe Emil să vin, ești în spate. Mai fac una, mai. Mai faci una? Bun. Adi e pe tren inferior aici pe gambe. Ce facem așa? Bine. După nu le fac. Vreau să fiu și o să fiu ca tine, atunci ce să. Bravo. Aia. Să
dar nu mai am. Nu mai am așa. Venea așa, aici pun, stau aseară ăștia la el, era... Dacă n-ai car, nu... Dar Ciprian nu vine azi? Păi trebuia să vină, că aseară a fost și azi când ne vedem astăzi, când vine, dar... A făcut antrenament de brață aseară, asta nu vine, a vine, a trecut la pauză și la el astăzi. Nu vine, nu? Da-i... Nu vine? Nu. Bun, avem o variație pentru partea mediană a deltoidului. Mă interesează un accent exact pe V-ul ăsta, exact pe inserție. Nu știu ce vă arăpa mine și nu vă arăpa pe Cosmin, că hai să vedem mai bine. Arată-le pe Cosmin. Vino exact de spate. Cosmin face... mor exterior, trapez. Bun. Mă interesează ca tensiunea să fie pe prima parte a mișcării. Să mi se tragă brațul în direcția asta. Adică tensiunea să nu fie dată de gravitație spre jos. Mă interesează să pice oblic. Și asta ce înseamnă? Oricând fac variația lui Emil, arată-l și ce face Emil. Exact, ori variația asta, orice fac eu aici. Asta puteți să faceți fiecare acasă, nu trebuie doar o bandă. Deci, greutatea trebuie să mă tragă în direcția asta oblic. Și nu mă interesează să ajung undeva sus sau nici măcar să zicem maxim undeva aici, undeva la paralel cu solul. Nu fur deloc mișcarea, e și greu să fur la benzi, sincer. Mă interesează să fac cât mai concentrat. Și să activez exact umărul de pe prima parte a mișcării. Umărul exact asta face. Abducție. Dacă e prea ușor, prins mai de jos. Dacă e prea grea, prins mai de sus. Hai să vedem cum arată. Încă un tips, am observat că dacă fac umerii retractați, nu simt aceeași tensiune pe umeri pe care o simt dacă plec cu umerii în protracție. Scapul în protracție, deci de undeva de jos și nu mă gândesc că ridic, ci că duc încheietura cât mai lateral. Că duc brațele departe de corp, nu sus. Ăsta e mindset-ul pe care l-am, apropo de mai numai să conexie. Tot apropo de asta, prima febră pe care am avut-o la umeri a fost după 5 ani de fiare, la umărul median. Deci chiar ține de conexiune pentru unele lucruri. Adi, ai ridicat până aici, în momentul când revii, închizi un pic și îl lași până ajunge în poziția asta. După aia îl tragi din nou. Deci revii cu degetul... Deci poziția asta e de plecat. Da. Da? Da. S-a acordat. Am ridicat, da. Am blocat, revii cu poziția normală. Am ajuns jos, îl încordez din nou de jos și iar și îl da, sunt de acord, da, are sens. Ideea e că în funcție de poziția mâinii și unde duci, poți să implici păi ce fibre vrei. Și dacă vrei să implici posterior, da, o dai mai mult în direcția asta. Dacă vrei anteriorul, de aici, 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 la fel. Răsucirea asta, așa. Bine, asta e mai mult pentru median. Din păi față, spate, e mult mai simplu. Eu, pentru median zic. Pentru median? Da. Care să mergi în direcția fibrelor. Mie mi-a zis un kinetoterapeut, tot timpul să încerci rezumerii, să ții poziția palmii neutră. Nu, în poziția naturală. Adică dacă ai mâinile așa, da. Le ții așa. Dacă le ai așa, le ții. Da. Pentru că îți spune, mai ales în timp, e o uzură foarte mare asupra capsulei. Exact. Și pe moment poate lucrezi bine, simți mult mai ok sau pui tensiunea. Dar îți uzează foarte mult capsula rotatoare. Eu de asta am renunțat, exact, făceam exact ce faci tu, făceam exact mișcarea asta. Ai două pahare cu apă, cred că ți-au auzit tot pe asta. Ai două pahare cu apă pe care vrei să le vergi. Sau sticle. Atunci cu... sau... da, halbe. Sau tropitori, sau... cola... madness, știți? Sau cola zero. Așa, bun. La o sticlă de 1,25, deci atenție, să nu confundăm. Așa, bun, și... cu rotațiile, da? Ajungi cu degetul mic deasupra și am făcut asta ani de zile. Acum am revenit la ceva ce mi s-a părut greșeală mai de mult. Adică mă plec cu trunchiul vreo 5 grade în față, plec de aici, exact cum zicea Emil, neutru, și nu mai fac chestia asta. Dacă aș face așa, aș duce stresul foarte mult în posterior. Nu. Fac mișcarea asta, ajung cu încheietura deasupra cotului, ceea ce nu făceam înainte. Deci ajungeam mereu cu cotul deasupra încheieturii. Acum nu, acum le fac exact așa. Pic a plecat în față, adică dacă las și brațele...
lași brațele încordate, ar trebui să vină în fața vârfurilor. Și de aici plec și fac exact mișcarea asta, de-a lungul fibrelor. Pentru că e riscul mult mai mic pentru shoulder impingement, pentru accidentare la umăr. Și exact asta spune și Emil, poate cuvinte. Încercam tot timpul să fac mișcarea din spate aici. Da, asta e bine că pleci de pe coapse, asta e bine. Eu aveam că țin tensiune și să țin aici, ca să umbenzi de mai puțin bicepsul. Țineam cumva articulația pierdută. Și la fel, am o perioadă mi-a mers foarte bine, dar am început să am dureri foarte mari. Mai ales în inserția omului de aici, pe clavicul. Și am ajuns la kinetoterapeut și mi-a zis, m-a întrebat cum fac exercițiile și la piept și la umeri. Și după ce i-am explicat, primul lucru a fost tot timpul când lucrezi cu umeri, mai ales ridicările laterale, să ții, să faci mișcarea într-o poziție să fie cât mai naturală de mișcare, ca și cum când lucrezi, să ridici mâinile pe lângă corp. Încă o chestie. Și, la fel, înainte încercam să izolez cât mai mult aici. Când vedeam prin sală că se lucra, așa, da. Se părea o aberație. Nu, am început din nou să lucrez la fel și să fac mișcarea cumva mai prin față. Asta e mișcarea mea naturală. Cu cât încerc să duc mâinile mai prin lateral, în planul, să zic, perpendicular pe sol, deja apar probleme. De la un kinetoterapeut, tot așa am observat, uite, filmează pe Cosmin prima dată că face mișcarea asta. Deci face o ridicare laterală, unde are antebrațele în față, ai o rotație internă. Deci ca să vadă dacă ai shoulder impingement, dacă ai ligamentul afectat, te pune exact în poziția asta și te apasă pe încheietură. Dacă te doare, ai probleme cu ligamentul, cu capsula articulară. Și explica că nu are rost să pui exact în poziția asta stres. De exemplu, ramatul ăsta. Și de atunci am renunțat și se zice că sunt o idee mai bine umerit. Deși la câte mișcări face grad mare de risc, de exemplu, sotări la paralele, împins apropiat, care mi se par cele mai nasoale pentru articulația omorului, tracțiuni la ceafă, împins prin lateral, am cam renunțat la ele în ultimul. Cosmin, ce spuneai mai devreme de tracțiuni? Câte tracțiuni ai reușit să faci? 105. Într-o singură serie? Fără să adun la bar. Da. Adică te-ai mai odihnit pe bară, agățat de bară. Da, mai stat un pic. S-am supinație, nu? Cum și... dacă sunt păstrii mai muță? La mare stai pe bară agățat, ca Lola? Nu poți să stai. Aia e gândită să nu poți să stai. Și mai zine că ai mai avut un record. Că fac așa, ia să te vedem. Te poți fac tracțiuni și așa, dacă am văzut. Vreau să-l punez la abdomene, de aia care a făcut abdomene. Am făcut 13 abdomene, 10 secunde. Dacă vreau să începi să scortez. Stai mă, cum nu te cunoști. Stai mă, cum nu te cunoști. Eu așa văzut. Cât am făcut? Nu știu. Sunt toate. Sunt pe filmare. Nu avem baterie. Nu facem să cici acum, că n-avem baterie. Și urmează biceps. Da. Uite. Capul sus. Hai de capul meu. Cosmine, zine de flotă la paralele. Ce record ai la flotă la paralele? Am făcut o repetare cu 100 de kg cu centuri. Și tu ai 70 și? Nu, atunci aveam 68. 68 aveai? Deci da, acum am 70. Am grijat la urmă, 100 cu 68 kg. Ai filmuletul să mi-l trimiți? Da, cum să nu. Te rog. La pe Facebook. Așa începe antrenamentul cu tracțiuni și flotă la paralele. Primul aparat în superset, umeri a lucrat împins cu laterale în superset. Ăsta e antrenamentul tău standard, cu supersetul, da, nu? Superset. Pentru concurs sau așa te antrezi tot anul? Așa, tot timpul. Bun, foarte interesant. Păi da, dar lasă bazinul, că așa... Așa de cât așa, dar... Ai văzut, Marius? Nu, n-am văzut, ia. Ia. Băi, azi, potolește-te, mă, băiatul. Eu așa văzut, e... Da, sunt identice. Am crezut că le-a făcut tot el. Bine, aveți mai o altă culoare. Că... mai păstrăm gaz. De capul. Mai impecabil.
Ireproșabil, nu, că n-ai ce să... Uite cum ești tu acum, se pretează să faci o... Du-te, te rog eu, la unde-i banda aia atârnat acolo, că e lumina cea mai bună. Și... aia. Unde-i? Acolo, exact acolo, acolo, exact acolo. 71 sau 70, cât ai scris? 70, nu merge de... Deci... Hai de capul meu. Deci mă uit și nu-i găsesc... Da, nu, n-ai nimic. Fă poziția. Eu fă de la fizic. Dar aia nu mai face așa. Ce nu-mi place mie, sincer. Ține piciorul, mai uite așa puțin, vezi? Stai că nu văd că... Dar nu merge timpul să o faci pe aia? Așa? Fii că îl pui așa și nu vorbesc. Ține-l ca să desfacă, să se... Așa zici? În genunchi. Da, să-ți iasă așa, exact așa, cum ți se rățește și îți dă alt aspect pe coapsă. Uite ce frumos se vede separat. Cam asta e poziția corectă. Așa trebuie să pozezi pe Dumnezeu. Hai de capul meu. Na. Na, n-ai. Ce mai avem tu? Ești de năbătut în asta. Dă-mă banda aia jos. Nu mai face așa, tu așa poziția. Trage-și tu, mă, ăsta, spătarul, te rog. Trage-ți spătarul ăsta jos. Aia, ia. Hai de capul meu, na, e perfecțiune. Perfecțiune. Uite până unde e dorsalul ăla, bă, băiatule. Uite până unde e dorsalul. De la lumbar, de acolo. Dacă de aici, lumbar. Cum ești în extensie din lateral? Nu, poți să faci categorie vrei tu, nu, n-ai nicio treabă. Culturism, orice. Ia să faci un lucru. Se lasă mult pe spate. Nu, aveai coatele prea jos. Da, trage de călpii mai bine. Așa că este femural. Și strânge tot. Dar nu poți vrea, nu duce corul înapoi. Bagă în față, așa, înțeleg. Deci mi-e trepiedul. Și acum am făcut poziție. Păi, hai de cap. Lasă, mamă. Așa, stângă mai jos. Mamă, ce bicep și... Stângă mai jos, să zic că... Da. Umeri jos, da. Mamă, dar unde pleacă dorsal, dar acolo... Și lateral... Bă, stai să din lateral, te rog. Poza-i picior. Da, nu știu. Nu vreau știi să poți din ea, mai... Care nu te-a folosit, da? Nu mai văd nimic. Așa, de cum posta. Posta ți-ai descrijut. Ăla... Exact, ia uite cum se vede femural. Depresezi, bagi genunchiul ăsta și pinci, coapsă pe lateral. Te lupești la de alta, ca să rățești. Da, ia uite cum se vede. Acum faci poziție. Hai de cap, mă. Dar nu te lăsa. Și apasă oblic abdomen. Așa. Și apasă, scoate aerul. Aia, ai văzut? Și apasă oblic, un pic. Dar ține-te. Nu te ține de aici, ca să poți să, așa, că îți dă iluzia de biceps mai mare. Dacă apoi da, ai închidura mică, da. Ce iluzie? Că n-are nevoie, că are biceps. Dar se lasă prea mult. Cât o pâine. Se lasă prea mult. Da, lasă mult, îngreapă mai... Aha. Ma. Trage de umărul ăsta un pic. Dar pozează tu mine cu el ca să vadă la tine. Pentru că pe ce nu e? N-are până la concurs. Păi da, mă, dar știi că uite ce corectezi, uite după tine. Deci, teorie de spectrum, unde sunt arbitri, da? Piciorul de sprijin și ăla... Deci, e acolo și mă urmă locul 2, nu? În zborul cu locul 2, la națională. Și încerce să ne aproape, dragi unul, dar nu e bine de toate, ca să se rățească. Ia. Bun. Bagă pieptul un pic mai în față. Ai dus cotul. Mie îmi place și așa, îmi place oricum, nu știu. Nu știu, ideea e... Eu așa plec... Ca să o omor din dreapta prea mult, nu? Așa, și rotește-te un pic, ca să ai aspectul ăla mai întreg, că dacă stai drept așa, pari plat. Așa, așa. Eu așa păstrat și oblic, de pe partea mea. Da. Oblicul tău stâng, apasă-l. Eu am două idee și mordeam... Aia e, acum, și mai mult merge, da. Merge și mai mult. Merge. Că pai niște da, oblici... Că tu știi cum poza e lateral? Invers, da. Tu așa faci, uite, el așa poza. Da. Dar nu faci cu nimeni pozing? Nu faci cu nimeni? Pentru extensia toracelui, pui aici.
La triceps, da, ai ăsta, e obligat acum să pui piciorul celălalt în spate. Dar la torace nu mai pozezi așa. Pozezi ca să vă arăți... Se vedea femoralul bombă. Asta le aveai tu greșit. La spate făceai și țineai coatele așa pe jos. Da, nu deschideam spate. Îl strângeai și adică el se vedea bine, dar când l-ai și desfăcut... Atunci se mărește mărimea spatele. Din față, la fel, asta să ții aici coapsa, că se vede... Să țin așa? Exact. Uite, o vedea ție. Ți apar toate... La amvoră... Capul sus. Amândouă, da. Dar la fel. Le desfaci și tragi și de genunchiul puțin în lateral ca să-ți desfac, uite. Aici îți arată alt volum. Și capul sus. Supune. Și nu tragi pe spate, nu tragi pe spate. Tragi în față, dacă vrei. Așa. Tot trunchiul vine cu el în față. Așa, 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 și mai mult. Arbitrii sunt jos aici, stai aici. Deci nu o să stai așa, de aici. Încearcă să nu veni cu pumnii deloc în fața aici. Ține la lateral. Că da, cu cât se apropii mai mult, îți îngustezi aici și nu se mai vede spate. Nu poți să te deschizi. Ha. Aha, aha. Aia, aia, aia. Și nu uita să... Da. Chiar lasă pe un pic. Tragi așa. Am început de cărnele pe spate. Totul perfect. De fapt, tata, trenul superior e monstruos și jos e foarte separat. Adică nu deranjează, nu e discrepanță, să știi. E toată separarea, toată densitatea. Și toată chestia de pozare, că având separarea aia bună, se desface foarte mult toate fascicule. Exact. Să lățesc. Da. Îmi place Ciprian cu pozare. Super tare. Dar cu Ciprian acum era. E păcat de bine cu Ciprian? Așa, la doi. Nu? Mai mic Ciprian? Că face abdomen și coapsă. El primul se ducea cu Ciprian, nu cred că se... Mai mici ațeles. Aha, aha, lasă dorsa... Ia uite. Stai că asta e cu zoom, asta n-aveți cum decât cu zoom. Doaie puțin, asta tot atât. Nu o să se uite nimeni la picioare, crede-mă, poate să facă cu ele relaxate. E toată treaba sus. Dar el încearcă și cu... Să nu lași boatele aici. Să țin aici? Da, să apropii un pic. Scos mai bine de costa, ia. Hai de capul meu! Dacă s-a așa pe scenă... Deci dacă este asta contează, dacă nu ia medalie, da. Dar eu cred că unul șapte... Ia uite! Vreau să văd și eu cum are lângă tine la o poziție două. Să fac o idee de volum. Aia mi se primează. Nu niciodată de ordine, m-am primit fizic cu el, dar zic, bă, cum l-am face? Vreau să-mi dau seama de mărime, că mi se pare foarte mare. Sincer, adică... Compar pare extrem de mare. Și nepompat, de când am venit și l-am văzut, omul ăla e 3, te dă tot prin calea asta. Cu dublu mici spață, orice om, o poziție. Vreau doar să ne dorzeați. Tu nu zic că eu trebuie să... Dă dublu mici spață. Stai, că poți. Vedeai, nu spune. Hai, dublu mici spață. Ia să dă jos ăștia. Dă-i, 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 dacă ai de kilos, dă-i sus. Și dă-te, dacă ai pus camera, dă-te de acolo. Propozare, dacă ține mă. Dă-i și stai în jos. Asta poate și eu. Uite, la fel, iar uți. Pare că mai e. Doar e puțin ce continuă. Oare mai mare cu picioare este? Da. Ce înseamnă să fii definit? Da, tu ești tu, el e pe hard dish. HDR. Am făcut față. Și el are picioare. Așa. Să văd că viață atinui spate. E prima oară că sunt timpul. Dar nu te lăsa mult. Uite, Marzu, nu se lasă. Vezi cum stă mare și cum mă. Asta zi, da. Stai mai sus cu mă. E prima oară că sunt timpul. Și cu. Împinge un pic pectoralul ăla, faci flac, așa. Exact. Că te lași prea mult în față, nu te dă mai cum stă. E prima oară că sunt invidios pe brațul ăla. Pe biceps lui altul. Are și stretul pe fiți, cred. Are, are.
Băi, că știu ce așa se vede. Hai, bine. Ce pe care nu mă și mă. Ce pe care nu mă și uite și mă nu s-a restăriat. Da. Pe chileț. Următorul se dă pe afară de serie. Da, te-ai mai bombat al meu. S-a pus în tu și piciorul mai în spate un pic așa. Și tot mai multe pe strada. Doar de pe așa. Și întoarce căs. Și arată gamba aia. Trai și așa de... Aia, exact. Așa. Și rotește-te un pic. Nu, invers, invers, invers. Așa, a să scoți starea lui. Au ce tu ce fără. Am venit intercostale, nu pot să prind trecea să de aia. Deci anul trecut m-am uitat la europene de la 70, le fluierai. Așa cum ești azi. Păi, dar n-ar fi exclus să acolo care e treaba și să te bași chiar în culturism. Jur, alea de la culturism. Vezi că mine au uscat blană, sunt mici, dar la fel cu aici, dacă trebuie să exersezi cât mai cel mai mult știi că să fii pozat, o poza nu trebuie așa. Dar mie nu mi se pare că pozează foarte bine. Dar ar putea să fie avantajată de poziție, la acolo e avantajată. Dar se crezca cu poziția, de exemplu, când obicezi pe față, cum ai zis cu piciorul, trebuie să stau atent. Sunt niște detalii, pentru că pierde pășișele. Extensia toracului aici. Da, aia. Mie mi se pare că... Extremate 15% nu e. Aici te închide aici. Dacă stăteam drept, frică. Dacă e frică. Căderea e întinsă, cald și făceau... Să cere, îi spume. Depresia care am avut-o a fost atât de pe moare. Două săptămâni nu m-a văzut nimeni. Dă-te mă mai aproape. Da, mă, n-am. Păi nu peste vrea, nu peste? Da, frate, peste vrea. Păi peste, dar am făcut așa de... Ia, fă-o, fă-o cu curaj. Eu am dat și uite, îmi sar de picioare. Bă, dar ce scuze găsești? Bă, dar după bară ce buștă e. Ia, vinul să te văd. Mama, ce aveți? Hai că vorbesc gât. Hai că vorbesc gât. Nu, că... Hai că vorbesc gât. De aici, brad, că e mai sus. E mai greu invers. Da, acolo e jos. E mai greu invers. Da, de aici e mai jos. De aici e mai ușor. Fă-o de acolo. De aici o fac. Eu nu fac. Prima, da? Da. Uitați la mine? Da, mă. Ești live. Ești la Capatos. Da, n-am mers. Era acolo. Ai pierdut. Încă o dată. Vă uitați? Nu suntem pregătiți. Nu, nu-ți lasă. Ce vrei, mă, lăsă? E fără, nu, așa a fost. De pe loc, cum fățăream noi la... Ia stai mă să mă ușu cum ar fi ea. Bă, nu, nu pot? Te-mi e frică că... Nu, încerc să văd doar cum o scut. Așa o vezi, zici că merge. Da, dar vezi că e... Ok. Dă-te mai aproape. Da, e... E tricky. E dubioasă ceva. Ai impresia că o sar, dar te oprești mai. Cred că dacă aș veni, aș da-o, știi? De pe loc cum am făcut noi la... Ia, zici mă, mi se numără picioare. Am efect. Și vezi că aici... Da, așa merge. Doar merge. Așa o dai lejer. Sau ca la gardură dai ușor, ia. Fă cu oprire, pe un obicioare. Aia nu. Așa? Da, mi-e trece un pic. E mai joasă acolo când aterizezi. S-a venit cel mai disciplinat. A venit cu mâncărica, ce e acolo Savin? O văz banană. Banane, stafide, la greu, fructe congelate. Bravo. Și o limonadă de miere.
Ce 50 de mii, mă, lăsați banii și astea aici, când noi facem culturism aici. Vorbeam de bani. De bani, dar ce 50 de mii? Instagram și eu nu știu cu Instagram-ul deloc. Nu te-ai cu el, da? Dar chiar ce Instagram ai? Bă, chiar că te tăbuim în Insta. Cone Cosmin. Cone? Da. Legat? Când te urmărește lumea. Legat? Da. Ia mă zi-mi. Cone. Zice ceva mai simplu, frate. Da. Cosmin. Legat tot? Nu, nu, are conector, mă, ce? Uite, mă, conect Cosmin, l-am găsit. Și că legat. Da, n-am, nu știu dacă mai am 65. Ia, chiar să mă măsur. Lasă la liber să... Ia, arată-le băieților pe telefon aici. Are mare... Deci... 4 posturi maxim. Trebuie să fim activ pe Instagram, e păcat să nu, lumea trebuie să te știe. Și scoateți profilul, nu mai face privat. Da, lasă-l public. Nu ascunzi nimic. Lasă-l public. Vrei să se fac eu public? Cât? 68? Vrei să-i fac eu public acum? Eu acum ți-am dat... Cât ai avut cel mai mult? Știi cât am avut eu cel mai mult? 74. Știi cât mai am acum? Hai să vedem. Da. N-ai intrat pe profilul tău aici. Dă-i în... A, doamne! Profilul, nu? Ceva antidepresiv, știe cineva? Un antidepresiv puternic? Ai, ai, și aici, 4 și aici. Stai așa un pic. Deci, nu l-am pus pe fesie, nu l-am pus pe nicăieri, l-am pus unde consider că e coapsa cea mai mare. 66... Hai să nu păcălim. 66,5. Bă, nu-i chiar atât de rău. E bine sau rău 66 la chile mele? Da, mi se pare că din unele poziții, din față, de exemplu, nu se vede. Nu se vede. Aș omorâ pe cineva pentru intercostalii ăștia aici. 41 la aici. Cinția de moarte. De mâna mea. Ăsta a fost episodul cu numărul 6. Poate nu l-am nimerit. Ăsta a fost episodul cu numărul 7. Ne vedem la episodul următor. Vreau să vi-l prezint și să ne povestească un pic despre el. Iancu Cosmin. Pentru mine este un sportiv mega motivațional. Nu l-am văzut niciodată live până astăzi, îl știu de la competiții, îl știu după rezultate și din auzite, dar acum că l-am văzut live, pur și simplu mi-a dat toată motivația de care am nevoie pentru următoarea jumătate de an. Eu editez, așa că eu nu mă bâlbâi niciodată pe ei. Zine, te rog, Cosmin, câți ani ai? 31. Și practici culturismul de? 5 ani. Deci acum 5 ani te-ai apucat? De sală. De sală. Da, acum 2 ani am avut un concurs. Și ai concurs la ce categorie? La... Banii din clasic, 1.71 la naționale. Și ce rezultate ai avut? Am câștigat. Și ai concurat și anul trecut? Și anul trecut am câștigat, am câștigat și Open-ul. Ce greutate ai avut pe scenă? 68 de kilograme. La 1.71? 1.71. Bun. Am fost colegi de scenă. Mie nu-mi place să spun adversari. Da. Da. E mai ok că lui de scenă, că nu. Asta e boxul. L-am văzut anul trecut pe categorie cu Emil și a rămas un pic șocat. M-a impresionat rău de tot felul în care arată și o să vedeți și voi pe filmare. Ce am aflat despre Cosmin, spre surprinderea mea și a rămas absolut șocat când am auzit, este că are o relație foarte interesantă cu substanțele dopante, cele anabolizante. De asta l-am invitat aici. Da, lasă l-am invitat aici. E un seminar despre asta. Da, vreau să vă spunem adevărul despre ce înseamnă steroizi în sport și ce se poate cu, ce se poate fără și mai ales ce nu se poate fără. Și aici o să-l pun la zid pe Cosmin și o să aflați că e natural. Spre surprinderea tuturor. Și nimeni nu să ne creadă, bineînțeles că nu e nicio problemă, dar... Nu, vreau să... Stai să fac... Bun. Spune-ne, ne-ai spus puțin mai devreme, dar n-am reușit să captăm pe imagine. Ai dat câte teste consecutive? 8. 8 teste consecutive? Da. Și în carieră? Într-un an de zile. În carieră, de când am apucat să concurez în lumea sportului. Da, sportului. Și alt sport înainte, cred că am dat 20-30 tot am dat. Adică am activ, știu să completez alea fără să mă uit la ele. Da? Da. Ok. Și bănuiesc că au ieșit toate negative? Până acum, da. Acum nu știu dacă să mai iasă negativ. Da? Serios? Păi am mai adăugat ceva. Iau niște glutamina acum, asta clar. Special. Îmi pare rău că te-ai depărtat de la calea cea dreaptă cu glutamina. Glutamina injectabilă. Glutamina injectabilă, într-o alee întunecată, da. Cu branulă.
Cu branulă? Oamenii, da, astăzi bagi glutamină, mâine dai în cap unui om pe stradă pentru BCA și tot așa. Da, nu e, nu e ok. Spune-ne, te rog, ce planuri ai de viitor, unde vrei să concurezi și când? Peste 20 săptămâni o să merg la competiția europeană, tot pe bodybuilding clasic, în Santa Susana. Campionatul european. Campionatul european de culturi și fitness. Peste alte 2 săptămâni o să fie campionatul balcanic, care o să fie în Grecia, care tot așa o să fie la bodybuilding clasic. După o să am perioada de revenire, să zic așa, la viața mea extra sportivă, de Mâncău, și o să mă pregătesc pentru național. Care sunt în toamnă? Care sunt în toamnă, am înțeles că o să în septembrie. Mondiale ceva după aia? Mondiale, nu știu, rămâne la latitudinea celor de la federație. Bun, să intrăm în chestiile de super interes pentru toată lumea. În primul rând, spune-ne cum arată alimentația ta off-season. Off-season, orice, oricum, oricât de mult. Mi-ai spus la un moment dat niște calorii, poți să le repeți, te rog? 4500, 5000, încercăm să ajungem cât mai mult ca să iau și greutate, pentru că la mine problema nu e cu definirea, la mine e cu greutate. Creșterea noastră nu sunt doar. 4500 de calorii la program? 73 aveam, dar acum 70. Nu mai zice că aveam un greutat, ci... Da, Cosmin, se pare... Eficiență metabolică. Da. Poți să ne spui niște surse? Adică cum ajunge la 4500-5000? Păi nu știu, combinam gen un corp cu ciocolată cu 2 banane și o altă ciocolată separat și mai spar și un meniu de la Mac ca să fiind caloric. Caloric să fie. Nu mânca cum am mâncare sănătoasă, n-ai cum, din punctul meu de vedere, n-ai cum, cred că ai cum să ajungi la 4500-5000 de calorii mâncând orez, piept de pui, vită și legume. Sunt foarte de acord cu tine. Burgul ăsta care îl fac eu, gen burg, e viața mea. Nu fac nimic special, nu-mi gândesc ce mănânc în fiecare zi, adică mănânc unde pot și cum pot. La 73 de kg, la 5000 de kilocalorii, cât de astupat erai? Ai fost vreodată astupat? Ai fost vreodată... Niciodată n-ai fost astupat, nu? Cred că cel mai mult am avut undeva la 7,5 țesut, adică grăsime corporală. Eu am... Nu fac destul de des chestia asta, că vreau să văd cam pe unde sunt. Singura problemă care am avut, am avut-o cu grăsimea viscerală din cauza la chipsuri și prostii care mai mâncam eu. Care nu se face test cu calibr? Da, am și aparat și plici. Și aparat. Aparatul... Să vorbiți puțin mai tare, vă rog. Aparatul ăla, normal, care te pui pe... Hagi în cântar? Sau? Da, cântar cu... Dar nu ți-ai făcut vreodată Dexa scat? Sau? Nu. Asta e cel mai relevant, să zic așa. Dar și nu e cel cu calibr, dacă folosești. Mă rog, eu nu am făcut niciodată. Parcă ziceai că ai calibr? Da, am acasă calibr. Păi, o să-l aduc, da. Bun. Ce vreau să te mai întreb... Scuze-mă puțin să nu pierd. Da, da. Alimentația ta din perioada celuilalt sport diferă? Nu. Atunci mâncam la fel. Mâncam destul de mult pentru chilele care le aveam și... Mâncam când mi-era foame, adică dacă mi-era foame la 2 noapte, mâncam la 2 noapte. Și la aproximativ tot numărul ăla de calorii mâncai și atunci? Nu știu să spun, poate nu. Nu cred că ajungeam la numărul așa de nu, mare de calorii. Nu, te-am întrebat pentru că sunt curios dacă s-a schimbat mult... Metabolism? Nu, tipul de alimentație de atunci față de acum. Da, atunci eram cam tonat și mâncam ce mi se dădea. Gen, și acum mănânc cam ce vreau eu, știi, și atunci se schimbă puțin situația. Dar ca și efort, facem mai mult efort. Da, ca și efort e comparabil. Am vorbit de alimentație, deci am înțeles ideea că încercai să aduni cât mai multe kilocalorii, nu te interesa foarte mult sursa, nici nu conta și nici nu reușeai să pui foarte multă greutate și n-ai sări de cât ai, 7,? 74 am avut cel mai mult. Nu, 7,5. 7,5? Da, 7,5 grăsime. Și pentru concurs, cât ai avut cel mai puțin? Înainte de concurs nu m-am gândit niciodată, dar cred că am avut sub 4, cred că am avut. Da, mi se pare just, adică cred că pe acolo. Nu cred că am avut. Zi-mi, te rog, cum te-ai pregătit pentru competiții, ce a însemnat o pregătire? Pregătirea am început undeva înainte cu 2 săptămâni, adică
că am început să calculez gen cum mănânc, să mă calculez puțin carbohidrații, să nu mai mănânc așa mult carbohidrații. Ultima săptămână e cea mai grea, gen pentru mine, care mănânc 50 de grame de carbohidrat pe zi, dar nu cred că a fost vreodată să mănânc 50 fix, adică tot timpul a fost pre 100. Ultima zi am ținut low, zero, dar nu o să mai țin, că nu a avut niciun efect și m-a și demoralizat un pic. Gel cu apa n-am umblat foarte mult pentru că nu mă pricep așa bine să jonglez cu apa și să încerc să fac chestia aia cu să beau 8 litri de apă timp de 4 zile sau 3 zile și după aia să nu mai beau apă și să elimin. Nu vreau să risc și nici nu recomand. Automat. În forma care e zi de zi, nici nu e nevoie. Nu, dar da. E automat. Ce e în exces nu prea se face bine. Dacă forțezi corpul de două ori pe an să faci chestia asta, la s-ar putea treaba să nu-ți mai răspundă. A, nu ca să... Majoritatea sportivilor de top, cel puțin care concurează naționale, europene, preferă să fac concurs să scoată foarte mari. Da, și atunci evit să fac excese de genul ăsta în pregătire. Merg așa, asta e forma mea, așa o prezint restul... Deci, dacă ar fi să... Dacă ar fi să rezum un pic, de la 4500-5000 de calorii în perioada de masă, ajungi cu 50 de grame de carbo și proteină multă pe ultimele săptămâni, cred că pe la 2000 maxim. Da, acolo, da. Și reușești maxim, să... 2000. Doar că o faci pe o perioadă foarte scurtă de timp. Da, o fac o perioadă foarte scurtă de timp pentru că la mine dau jos repede. Scad în kilograme, acum am început de luni, am început la 73,5, 74 și acum am 70 de kg, m-am întâlnit acum. Și după concurs, le iei înapoi ușor? Cum e procedura? După concurs, am o zi în care, nu știu, mănânc cam tot ce îmi pocnește în cap. Și după aia revin la viața normală, adică nu... Câte kilograme iei după concurs? În zilele următoare, mâncând la liber? Cam două. Două? Două, da. Cam așa. Două am luat cel mai mult după mondial. Ia zi câte ai luat emile cel mai mult, în prima zi. Doar atât, ne rezumăm aici. Cam două zile, spre 10 kg. În două zile? Am așa. 13 am avut pe cealaltă în două zile. Da, eu 12 în două și 8 în prima. Și prima nu prea mă cântăresc imediat. Da, e dramatic cumva. După două zile, gen când ajung acasă seara, sunt curios așa și nu neapărat că mănânc, pentru că eu nu mănânc foarte mult în alea o zi, două după. Mănânc săptămâna aia care urmează. Dar pur și simplu de la deshidratare, băut apă și mâncat relativ normal sau poate cu niște dulciuri. Cam acolo a fost, 12 sau 13 kg. Da, tu faci chestia aia cu apa, restricționezi apa... Tu restricționezi cam cât se poate din orice, pentru că am avut tot timpul probleme la categorie. Și da, și ca să ajungi... Forțam foarte mult, nu neapărat doar apă. Marius știe mai multe detalii. Făceam ceva foarte sever, aveam și un bani foarte sever. Am avut undeva la... În 3 săptămâni am avut cam 25 de kg. În 2015, atunci când am avut cea mai stresantă perioadă. Da, vezi, asta poate să fie și reversul. Da. Bei apă, o pui după... 100% deshidratările severe lasă, au un rebound apoi... Da. Bun, spune-ne, Cosmin, te rog, cum arată antrenamentul tău? Să zic așa, venind un alt sport, plec de la o altă premiză, pentru sală sau pentru sportul ăsta. În primul rând, cred de la permiza că nu s-au descoperit limitele umane. Încă nu am ajuns la punctul de a spune stop. Mr. Olympia deja s-a dat din alt film, alte lucruri. Mens fizicul e deja mai mare ca oricare de România, e altceva. Antrenamentul, cam tot timpul fac super serii. Încerc să mă depășesc de fiecare dată, nu ies din sală până nu simt maximul de la fiecare antrenament și dacă se întâmplă să ies din sală fără să mă simt vinovat, adică simt că am făcut ceva care nu e ok. Nu cred că am din ianuarie până acum să am 10 antrenamente să nu ies epuizat. Cam asta e... Cât de des te antrenezi, cât de des grupa sau ce split de antrenament folosești? În ianuarie am avut o perioadă de revenire, în decembrie era mai ușor, sărbători și așa. În ianuarie am început cu o perioadă de revenire, cam două săptămâni am avut, în care am antrenat tot după o zi, după care am avut o lună și două săptămâni, de două ori tot corpul, într-o săptămână, gen picioare, piept, spate, umeri, brațe. Ok. De două ori,
toate. Duminica pauză. Da. După am schimbat și am încercat să mă axez mai mult picioare, piept, pentru că la mine picioarele și pieptul mi se par grupe de deficitare. Da, ți se par, nu sunt? Nu știu. Da. Așa, fiecare... Să decide... Nu, fiecare e cu nebunia lui sportul ăsta. Da, da, da. Vine ăla un care are brațe ok și ce nu, eu la brațe sunt... Așa a plecat el, așa, nu știu, așa a fost influențat și așa rămâi cu chestia asta. Eu am mai avut o accidentare și n-am avut voie să fac picioare un an de zile și atunci toată lumea mă vedea sus și zicea, dar picioare nu lucrez și am rămas puțin cu chestia asta în spate și deja am împărțit antrenamentul, făceam luni picioare, marți, piept, spate, umeri, picioare, piept, braț. Ai prioritizat tot timpul? Da, coapsele și picioare. Am mers cât mai mult pe coapse și piept. Le-am împărțit gen și să lucrez numai coapsele și după aia gambele, am împărțit și partea din față și partea din spate. Am încercat să jonglez cât mai mult cu asta, cu schimbările de antrenament. Și ca volum de antrenament, câte serii pe antrenament sau cum? Lucrez 5 serii, nu lucrez sub 10 repetări. Nu iau greutate, de exemplu, dacă nu reușesc să fac 80 de kg, 10 repetări la piept, nu mai pun 80, pun 70 și să trec peste 10 repetări. 5 serii pe exercițiu? 5 serii pe exercițiu. Câte exerciții? Cam 6. 6 exerciții, deci atât da. De mult volum, de 2 ori pe săptămână. Da. Lasă-mă să te întreb ceva foarte important. Crezi că reușești să duci atât de mult volum pentru că ai făcut un alt sport înainte unde s-a cerut chestia asta sau crezi că asta e adaptarea ta genetică și pur și simplu te-ai potrivit foarte bine pe ambele sporturi? Eu am încercat să-mi adaptez antrenamentul după stilul meu genetic, să zic așa. Cel mai bun răspuns, că eu am plecat undeva de la 65 de kg, m-am apucat de sală, și cel mai bun răspuns în creștere, m-am blocat undeva la 68-69 de kilograme și am ajuns, nu mai puteam să mai cresc, nici în greutate. Vreți să răspunzi? Și atunci am zis, hai să schimb ceva. Și am intrat, am făcut antrenamentul ăsta cu 2 ori pe săptămână și atunci am reușit să trec peste 70 de kilograme și acum m-am ridicat iar de la 71, am ajuns la 73. Și deci toate antrenamentele tale sunt pe stilul de azi, cu două exerciții în superset? Da. Toate? Tot. Am înțeles. Foarte interesant. Inclusiv picioare. Inclusiv picioare. Deci am făcut, dau un exemplu, am făcut picioare genul presă sau genul cu mers fandat. Presă cu biceps femoral. Să... Tot. În toate stilurile am încercat. Să te mai întreb de cardio. Ai făcut vreodată? Cardio fac... 100 de retracțiuni. Câteodată fac și 7 minute când mai aștept pe cineva în sală, când te plictise și mai... Nu, cardio fac numai înainte de concurs, tot cu 2 săptămâni încep. Și fac cam 20 de minute de scări maxim, o dată la 2 zile sau poate în fiecare zi, depinde cum am chef. Dar, de exemplu, cum am scăzut acum foarte mult, sigur o să mai fac pentru că deja m-a afectat psihic pe mine chestia asta. Și o să reduc puțin cardio ca să nu mă văd prea mic. Poți să ne spui niște recorduri personale de forță în sală? La număr sau la greu? La ce vrei tu? Ce vrei tu? Păi nu știu, am făcut triceps, dips, eu zic, le zic frutări la parele, că așa da. Am făcut. Dips, așa am făcut cu plus 100 de kg peste mine, tracțiunea am făcut 100, tracțiunea am făcut vreo 200 de abdomene, adică destul de mult. Am, la chilile mele zic că împing și destul de mult, 55 pe gandă am împins 6 de metri. Wow. Bar nu prea fac, am niște probleme cu umeri și nu prea mă simt mobil pe ea și nu pot să împing. Nu știu, picioare, am avut accidentarea asta și mă cam oprește să trec peste o anumită greutate. În dreptări fac 180, am luat de jos. Bun. Care e abordarea ta vis-a-vis de suplimente? Folosești, nu folosești, ce folosești? Da, folosesc. Ce suplimente? Aminoacizi, proteine, pre-workout, facul care e pentru mine singur, ca, nu știu, ca o tinerzimică, că să-mi iau pacul. Da, eu îl fac. Creatină? Creatină, da, am început să folosesc creatină de vreo 2 luni. Da, am simțit mare efect și nu cred că să mai folosesc, toate că am luat whey de, am făcut și chestia cu încărcarea, 4 zile de plus. Nici eu nu sunt fan creatină. Dar nu, eu sunt foarte mare fan creatină. La fel, n-am avut niciodată. Nu am avut niciun efect. Adică să simt o îmbunătățire sau să simt o refacere mai bună sau nu. Am atunci. Am reușit să folosesc cel puțin constant. O mai folosesc
Foarte rar, dar chiar de mai bine. Este la concurs cu cutie, dacă o am, da, o mai o primesc gratis, o folosesc, dacă nu... Povestiți-mi de concursul de anul trecut. Tu ce reacție ai avut în mie când l-ai văzut? Că pentru mine a fost astăzi, a fost un șoc monumental, sincer. Da, am fost în aceeași categorie, am trecut la 1.75, mai devenit în clasă. Am avut o reacție normală, adică cumva când l-am văzut, mi s-a părut clar câștigător. Lupta a fost de la locul 2. Și eu am avut aceeași reacție când l-am văzut. Mă flatează chestia asta, dar nu, e cel puțin ca și calitate și unele grupe și peste. Nu, nu e vorba de peste sau... E vorba și cum te înveți din exterior. Eu, cum am zis și astăzi, mă văd mic aici. Știi? E aceeași chestie am avut și când am uitat pe scenă. Și te-am văzut pe tine picioarele foarte mari, plus că ești și mai înalt, m-am debusolat un pic. Am zis, asta e că nu prea e o categoria mea așa. Nu prea e ok să... Hai să spun ceva pentru, și pentru privitori. Uitați-vă la Emil, uitați-vă la Cosmin, e diferență de 20 de kg, cât? Aproape. Acum da. Aproape. Cam acolo. Știi că n-am mâncat eu, dar mâncam... Da. Diferența foarte mare, lăsăm la o parte diferența de kilograme, dar pur și simplu, sunt chiar îmbrăcați în maior roșu, tunși la fel, adică e o comparație foarte bună, stau foarte aproape unul de altul. Diferența este de forme a mușchilor, lăsăm la o parte procentul de grăsime, dar pur și simplu, uitați-vă la Cosmin. Dacă ați auzit din engleză round muscle bellies, adică mușchi rotunzi, el e textbook, e definiția pentru așa ceva. Adică nu trebuie să aibă, și inserțiile sunt de așa natură, încât nu trebuie să aibă foarte multe kilograme sau foarte mulți centimetri sau foarte multă masă musculară, încât să arate foarte bine. Poate să arate foarte bine într-o greutate foarte mică. Dacă ar mai pune câteva kilograme, probabil ar fi imbatabil în orice categorie, s-ar duce că ar fi mens fizic sau clasic sau culturist, nici n-ar conta. Cam el, din toate punctele de vedere, inserții, structură osoasă, metabolism mai ales, este stereotipul de genetic perfect pentru culturism. Mezomorf, perfect din toate punctele de vedere, cu încheieturi de ectomorf foarte, foarte subțiri. Deci cam asta înseamnă genetic, de fiecare dată când... Plus metabolismul perfect. Am zis. Da. Chestia asta, dar cam asta înseamnă. Explică cam. Să ai un genetic perfect pentru sportul ăsta e exact cumulul ăsta de factori. De inserții musculare, structură osoasă, încheieturi, metabolism și voință. Mă rog, sunt și componente psihice la toată chestia asta. Iar din punctul meu de vedere, nu știu dacă am întâlnit oameni care să le împine la modul ăsta, poate Lazar sau Barbo și ceva de genul. Pe acolo mi se par băieți care... pe care aș putea să-i mai dau exemplu, dar tu, în momentul de față, având în vedere că nici n-ai folosit niciodată nimic, mi se pare mega motivațional, sincer. Da, și sper să... folositul substanțelor, să zic așa, la mine e ceva normal să vine cineva să mă întrebe ce e. Oricum, din punctul meu de vedere, oricine folosește steroizi, nu o să doarmă și o să facă mușchi. Asta e clar. Nu o să se reușească niciodată în chestia asta. Să zici, domne, am luat nu știu ce tratament adus din America, că acum așa se poartă, sau ce din America, că de aici mai se pune, și o să facă mușchi. Nu, nu există. Și cine ia steroizi, muncește poate mai mult ca mine și are o viață mult mai ok decât mine, ținând cont că eu nu fac rabat de la nimic niciodată, adică mai ieși cu clubul, mai beau și o vodcă, mai fac și alte prostii. Și asta e norocul meu, că poate dacă nu făceam asta, nici nu ajungeam să fac un chiar. Mă repet, ți-am zis și mai devreme, eu nu consider un noroc, pentru că venind din alt sport unde ai făcut în altă performanță, ai muncit. Da, foarte mult, să zicem. Cu antrenamente, nu neapărat în stil culturistic, dar da, foarte, foarte, foarte erau niște antrenamente dracunci, adică nu... Adică, ce ai zis tu mai devreme, 5 ani de sală și 2 ani de concursuri, nu înseamnă că ai pornit de la zero și ai venit cu o muncă titanică în spate. Păi a spus că a venit 65 de kg. Unde bănesc erai tot în jur de 7, ți-ai zis adipos, 6 pe acolo. Da, eram... Nu mai eram așa... Globulos, da. Dar eram acolo. Cred că munca ta de... dinainte de culturism, tot a fost extrem, extrem de greu. Da, să zic așa, potrețele nu le-am pierdut niciodată. Au rămas acolo. Dacă tu zici că ne admiri pe noi pentru educarea de care am dat dovadă de atâția ani sau că suntem mult mai stricți la capitolul alimentației, să zic așa. Știi ce ne împinge să fim stricți, Emile? Faptul că noi nu avem corpul lui.
Păi da. Da, dar pe scenă nu te evaluează nimeni după bineînțeles. Că ai ținut dieta de strictă sau de nu vreau doar sau cât de tare te-ai antrenat sau știi ce programe ai. Ce vreau să zic că forma mea cea mai bună sau cele mai bune, unul, două forme pe care le-am avut, trei, m-am chinuit foarte multe luni de zile cu efort uriaș, deficit caloric de luni de zile și foarte mult cardio ca să prind o formă în care tu stai aproape tot anul. Sincer. Tocmai de-aia am și respectul față de voi, pentru că eu m-am dus prima oară la concurs, eram ok, am făcut, n-am mâncat nimic prost două săptămâni și acum trebuie să mă urc pe scenă. Dar înainte am cunoscut colegi și care spuneau, păi stai că eu am dietă de 6 săptămâni, eu am făcut cardio o oră în fiecare zi dimineața, chestii de genul ăsta și eu eram uimit. Cum să faci așa ceva, că nu are rost. Da. Am trecut pentru forma de la Național, am început să fiu strict, am pus 6 luni înainte. Strict, mă rog, când zic strict, nu pot să zic că am avut vreo 3 zile în care am mâncat la Liber, hydratul. Pentru mine strict înseamnă să zero calcio. În rest, dacă mănânc fructe sau ce implică o alimentație curată, dar cu foarte mulți carbohidrați și foarte multe calorii, nu consider că stau foarte strict. Adică ce fac acum pentru mine e cumva că mă simt ca un mare brișor. Comparativ cu ce pregătire aveam înainte, este. Exact. Așa consideram atunci, așa consider și acum. Doar că se pare că a fost o abordare greșită, cumva. Pentru că făcând o perioadă foarte lungă de restricție și calorică și de carbohidrați, asta are niște repercusiuni asupra metabolismului. Pentru o formă sau două scoase acum vreo 4 ani bune, acum mă chinui foarte mult. Cum zici tu, stând zi de zi în extra sezon cu 4-5.000 de calorii, la tine probabil că scăzând sub 3.000, Ficin. Deja metabolismul tău arde atât de tare încât reușesc să scoți o formă foarte bună scurt timp. Când mi-ai zis anul trecut la Tiger, când stăteam în spatele scenei, povestea la moto, mamă, dacă mai fac un concurs peste o săptămână, aș nebuni să mai țin încă o săptămână dietă. Zic, de cât ții dietă? De două săptămâni. Și m-am dat la așa, mă venea să-i zic, da, uite, anul trecut au fost raționalele în septembrie? Da, a început 3 septembrie, în începutul de weekend la 3 septembrie. A, cu 2 ani. Au fost pe 28 septembrie. Da, la sfârșit. Spun eu. Era prima oară când concuram și fiind ziua mea cu 1 septembrie, trebuie să o sărbătoresc, nu? Și mi-a sărbătorit ziua normal. N-am avut nicio restricție de genul nu aia. Dar asta ți-am zis, nu e doar strict din cauza corpului. Că dacă ar fi modelul ambiției și astea, aș ocupa foarte mult pe voi. Dacă așa, nu știu dacă aș avea puterea să stau atât. Și eu nu știu dacă noi ne-am fi chinuit atât de tare dacă nu trebuia să ne chinuim. Dar n-am avut de ales, sincer. Da, poate să fie unul care să aibă și genetic și să fie, aibă și ambiții. Pe el ajunge departe. Sunt ăia, campioni mondiali. Exact. Exact, ăia sunt. Ăia sunt. Da. Dar ăia au și doar asta. Pentru că noi, de exemplu, Emil muncește, eu muncesc, restul, toți muncim. Eu sunt întreținut. Asta e o pasiune care o faci, nu? Și atunci când te influențează jobul, e cam greu să... Până la urmă, nu cred că cineva, chiar și profesioniști, sau până au ajuns profesioniști să trăiască din chestia asta, contracte, concursuri câștigate, deci se câștigă destul de puțin și de profesioniști. La fel, au joburi, au familii, au probleme, era de la bancă. Da, nu. Nu, eu... Normal că până la urmă e ca să ajungi într-o formă cât mai bună și la un nivel cât mai înalt, e un cumul de factori pe care trebuie să-i faci cât mai bine. Că toată lumea întreabă ce să bag sau cum să mă antrenez sau cum să mă duc. Trebuie să le faci pe toate cât mai bine și cât mai mult timp. Ești la Forul Constanța, apropo, cu mine? Da, la Constanța pus. Foarte amabil. A, să te mai întreb ceva, că sigur, sigur să existe curiozitatea asta. Te-ai măsurat vreodată în braț? Nu. Nu. Nici să nu te măsuri, că... Ai cașa acum? Da. Da? Da. Adune Alex, te rog. Este acolo. Cine? Este... Cine? Da, sunt sigur. Cât ai, mă? 40. Cât ai? 44. 44? Da, și la mine arată de 40. Da, ia de... Are 40, arată de 44. Ia de să-l vedem. Încerc
Aici? Sunt în focus? Hai să vedem. Deci, nu mai suntem un pas de o grămadă timp. Mi-e mai sigur să o măsur pe stânga. Eu am vârful în altă parte, 42. Te rog. Stați două secunde, să dau un focus pe... Ia. 40 jumate, a? 41. 41? Da. Și arată de 45 leger. Exact 15 ai zis. Ia. Bun. Na. 44 versus 41. 90 de kg versus 70. Ai învrazumat? Da, mă, ești nebun. Da, și mai ales că sunt așa zis. Are 5 cu tine și arată de 15. Și arată de 5 care e 50. Iluzii. Calitate. Da, da, mă gasi în tol. Asta a fost episodul de azi, pentru mine a fost mega motivațional. Deci o să-mi lipesc poză cu Cosmin peste toate aparatele pe unde mă antrenez. Pentru că... Da. Pentru că în toamnă știți că mi-am propus să fac 70, deci undeva, dacă ar fi să concurez, el ar fi... N-ar face el categoria mea, probabil. Sper să se ducă tot la Emil. Așa? Dar... Vreau să am ca standard de pregătire, de rotunjime, de definire, vreau să am forma lui ca standard și n-am găsit ceva mai motivațional de atât, sincer. Deci mulțumim, Cosmin, că ai venit. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și o să ne vedem cu siguranță la alte episoade și dacă avem posibilitatea... Dacă avem posibilitatea... Poate ne vedem la naționale, dar să sperăm că la Open. Vreau să venim... Da, mai bine la Open. Vreau să venim să te susținem dacă avem o posibilitate. La Tiger concurezi? Nu, cred. Nu are plăcere. Nu, la Tiger nu. E prea scurt între europene și balcaniate. Bun, deci probabil în toamnă la naționale cu toții? Sigur. Ar fi foarte tare. Acolo, da. Și suntem și în loc și probabil plecăm împreună? Nu contează, suntem în București și plecăm împreună. Da, 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 da. Așa se face.